Dragii mei, iată-mă din nou în România. Primul drum l-am făcut la Teatrul Barașeum, unde mergeam în timpul războiului. Vă aduceți aminte? Erau bombardamente, pe străzi mășăruiau hitleriști, iar noi veneam aici să facem haz de necaz. Acum e un teatru în limba iidiș, singurul teatru din Europa care are stagiune permanentă în Mamelușă. E? Și pe cine credeți că l-am văzut acolo? Pe Stroie. Și dacă o să vă spun despre cine cânta, n-o să mă credeți. Despre mine cânta, despre domnul Maier. Ce roagă să-i dați voie o clipă să vă amintească din ce a fost și din ce e. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la. A plecat familia cu dresură la șosea, domnul Maier, madame Maier și familia. S-au urcat pe patru roți, cu copii și cu nepoți, ca să-i vadă toți vecinii, să-i admire toți. Vai, ce plăcere și ce parfum de ei, merită plimbarea și 500 de lei. Și ce plimbare a fost, ce verdeață împrejur, dar ce răcoare, dar ce plăcut era. Am trecut și pe la Ateneu. Șmile la micu e meloman și nu puteam să-i refuz un concert. Palatul telefoanelor, cofetăria Capșa, cercul militar, toată tinerețea noastră. Cum aș putea să o uit vreodată? Așa arată acum gabrovenii și șelarii, toți cu multe prevălii și cu cumpărători grăbiți. Piața Națiunii. Când te gândești ce murături se pregătesc din toate bunătățile astea, îți lasă gura apă. Oh, alte cunoștințe vechi. Hanul cu tei. Vulturul de mare cu peștere în ghear. În apropiere e Cocorul, un magazin de confecții modern, elegant. De asta nu știam, cred și eu. S-a deschis abia de câteva luni. Am fost și prin shop-urile pentru turiști. Găsești acolo tot ce-ți visează inima. Am cumpărat o ie pentru Adela. Ce ușor poți face fericită o femeie. Iată și Hanul Imanuc, poate cel mai vechi hotel din București. A fost restaurat după stampe îngălbenite de vreme ca să arate exact ca pe timpurile când bunicului bunicu a sosit în capital. Ei, dar un Maier știe să-și țină rangul. Eu stau în cel mai nou și mai elegant hotel, la Intercontinental. Rog, comunicați asta și vecinilor. Și că veni vorba de nou, am fost în cartierele Balta Albă și Drumul Taberii. Pe aici, acum câțiva ani, era numai când. Nici nu-ți vine să crezi. Am fost și în Moldova prin locurile natale. Despre Piatra Neamț, ce să vă spun? S-au ridicat locuri ultramoderne. Tot ce era vechi și frumos a păstrat. Monumente istorice și de artă. Alături, munți, păduri, aer curat. Un oraș cochet cu mărar întâlnești. În urmă cu vreo 30 de ani și ruhola mea, să fie sănătoasă, arăta ca un trandafir de Moldova. Acum arată așa noră mea să nu-i fie de ochi. Bătrânul Iași. Am colindat pe străzi de altă dată, pe cele de azi, am ascultat romanțe bătrânești, am băut un cotnar vechi și cu toate acestea m-am simțit mult mai tânăr. Ceva din inima mea a rămas pentru totdeauna la Iași. Trăsură la Suceava? Da, de unde? Ce smeșighe? Asta a fost ideea regizorului, să mă filmeze doar pe patru roți și tras de cai.
Și cum puteam să refuz un artist, mai ales când mă poza în locuri atât de frumoase? Botoșani, se spune că altădată era unul din orașele în care nu se întâmpla nimic. Cum să nu se fi întâmplat nimic? Aici am luat-o eu de nevastă pe Ruholă. Pe străzile astea am umblat noi mână în mână, pe umbra copacilor stufoși. Și asta înseamnă mic? Ca un loc ce sunt, am fost și la sinagogă, a lui Baal Shem din piatra, care are sute de ani, o adevărată relicvă istorică. Se spune că de mult cândva a vizitat-o și voivodul Petru Rareș. Cuprins de o pioasă reculegere, am pășit în sinagoga mare din Iași. În templul coral din București, am avut norocul să asistăm la o frumoasă nuntă evrească, oficiată chiar de eminența sa, șef rabinul României. Mi-ar fi plăcut să celebrez nunta lui fiul meu la templul coral. Am auzit că și Morgan a făcut nunta în România, în satul de Rești. La urma urmelor, ce deosebire este între noi? El e un Morgan, eu sunt un Maier. Asta e tot. La Iași m-am întâlnit cu Isaac Schwarzkara, cunoscut specialist în domeniul artei populare evrești din România. Iată ce mi-a spus. Arta meșteșugărească a populației evreiești din România este una din cele mai interesante din sud-estul Europei, mai ales dacă ținem seama de obiectele conservate în sinagogi, în valoroasă colecție a Federației Comunităților Evreiești Mozaice de la noi și în câteva colecții particulare. Între arta populației evreiești din România și arta populară românească există multe interferențe. Nici nu se putea altfel, de vreme ce de mai bine de 5 secole trăiește pe acest pământ o populație evreiască unită în muncă, necazuri, aspirații și realizări cu întreg poporul român. De altfel, deseori aceiași meșteri argintari, sculptori în lemn, tinichigii și alămari, fie evrei, fie români, lucrau pentru biserici și sinagogi, pentru case boierești sau negustorești. Bogăția ornamentală a unor altare, mai ales fastoasa sculptură în lemn a meșterilor populari din Iași, Focșani, Roman, Fălticeni și altele, sunt o expresie a fanteziei creatoare a populației evreiești în această parte a lumii și a influențelor reciproce dintre locuitorii acestor meleaguri. Schwarz mi-a explicat că această străveche frescă este o ilustrare a unui psalm al regelui David, tradus în versuri de mitropolitul Dosoftei, acum mai bine de 300 de ani. A plecat familia cu mașina pe șosea, domnul Maier, mata Maier și familia. Pe la Borse sau Bălin, Patradorni sau Bușteni, ce priveli, ce minuni și înalbizațiuni. Ah, ce plăcere și ce parfum de tei, merită plimbarea și 500 de lei. După cum vedeți, nu e complicat deloc să-ți închiriezi o mașină. Cu ea ne-am hotărât să vizităm stațiunile balneoclimaterice și de tratament. Pe șosele n-am dat de ambuteiaje și imaginați-vă, se putea respira fără miros de gaz. Vatra dorme. Aici, dar nu chiar în hotelul ăsta, venea la băi tata Dumnezeu să-l ierte și a trăit 110 ani. Eu am să urmez un tratament prin Institutul de Geriatrie din București. M-am hotărât să apuc 120 de ani. Personal nici nu mi se pare așa de mult. Dar uite că m-am luat cu vorba și nici nu v-am spus că între timp am poposit la Borse. Tușnat, ce să mai vorbesc? Raiul pe pământ, apă să te scalzi, munte să te urci, dacă poți. Dacă nu poți, ai unde să faci cure, feruginoase, carbogazoase, radioactive. Iar m-am luat cu vorba și operatorul, fără să știu, a ajuns cu filmul la Băile Felix. Slănicul Moldovei, câte amintiri, printre altele și o criză de ficat, vindecat aici ca prin minune. Dar ce sunt cu doamnele astea care fac gimnastică într-o salină? Nu am mai găsit alt loc de antrenament? Ah, știu. Suntem într-un sanatoriu pentru tratamentul bolilor respiratorii, mai ales a pacosierea care se numește astmă. Am întâlnit și pe Madame Tropengeländer. Nici nu mai recunoașteți.
Nu pentru că ar fi împachetat în emol, dar după ce s-a spălat arăta așa bine că ruhola m-a și tras de mânică. De ce mă uit după ea? Deapoi am spus eu că admiram peisajul. Mi-a spus că altădată să nu mă uit decât la peisajul nevestei personale. Ape minerale bei ca pe urmă să poți mânca orice. Deși în România găsești restaurante de dietă și restaurante cu șef se găsesc. Mă rog, după toate gusturile și preferințele. După o zi de plimbare sau de cură, găsești totdeauna și o cameră care te învie ca și vechiul refren. Hai acasă, puișor, și acasă înseamnă hotelul. Dar ce hotelul? Avionul într-un zbor să revadă locuri dragi de care le e dor. Pe aripa dorului, în vâltoarea zborului, cântece de altădat care ne-au legănat. Asta e cam tot ce am vrut să vă spun. În curând o să vă îmbrățișez pe toți și am să vă povestesc pe larg cum a fost în România. Al vostru, Maier.